Bun găsit, dragi prieteni ai revistei Psihologie. Suntem în căutarea stării de bine și o avem alături de noi pe Elena Coman, cu care vom discuta despre dependența de droguri. Bine ai venit, Elena! Bună ziua, bine te-am găsit! Astăzi vom aborda un subiect care este spinos pentru foarte multă lume. La un moment dat îmi aduc aminte că citeam că, de exemplu, un alcoolic mai face pe alți 10 oameni din jurul lui să sufere pentru că el este alcoolic. Cum este cu dependența de droguri? Se știe așa cam care este efectul în familie? Câți oameni ajung să fie afectați legat de faptul că cineva consumă droguri? Dependența de droguri este un subiect foarte de actualitate. Din păcate, în zilele noastre, consumul de droguri începe de la o vârstă foarte fragedă. Accesul tinerilor și adulților la droguri este din ce în ce mai facil și de aici toate problemele care au repercursiuni și asupra persoanei, dar și asupra celor din familie. Cam pe la ce vârstă au început acum să consume? Sau să existe cazuri? În experiența mea, cel mai frecvent încep din liceu, dar există și cazuri care încep mult mai devreme. Dar cel mai frecvent în momentul în care intră la liceu, în perioada de preadolescență, adolescență, cumva se corelează și cu partea de rebel, de a încerca tot felul de lucruri noi, de a testa limitele. Și cumva, din păcate, partea asta cu drogurile este foarte atrăgătoare, anturajele sunt un factor favorizant și corelat și cu aceste furtuni emoționale caracteristice adolescenței, din păcate rezultatul nu este unul foarte plăcut. Dar există un anumit context, un anumit teren pentru care adolescentul sau chiar și adultul poate să ajungă să consume droguri? Adică sunt familii poate dezbinate? S-a identificat dacă e un cadru general valabil? Mi-ar fi plăcut să spun că da. Dacă m-ai fi întrebat în urmă cu 3-4 ani, aș fi spus, da, există un standard sau cumva putem standardiza. Dar, din păcate, tipul, alegerea de consum de droguri nu îndeplinește absolut niciun standard. Adică găsim asta și în copiii din familii sau adolescenții care provin din familii dezbinate sau, nu știu, monoparentale, dar și copiii care provin din familii bine închegate. Cred că cel mai mult are influență anturajul. Deci, cumva, să ne protejăm copiii și să vedem cam cu cine își petrec ei timpul ca să nu ajungem în faza aceasta. Dar din ce știu, de exemplu și la în licee, se infiltrează destul de bine traficanții de droguri. De la a folosi o anumită persoană care poate este atrăgătoare, care îi arată, uite ce cool este să faci asta. Deci ei sunt, nu e neapărat un anturaj pe care ei să și-l creeze, ci vine anturajul către ei și se prind într-un niște jocuri psihologice aici. Absolut. Componenta psihologică are o importanță foarte mare. Da, există un anumit tip în liceu care toată lumea știe că aduce așa ceva. Dar întotdeauna, eu mereu le spun pacienților mei, întotdeauna există posibilitatea de a spune nu, nu se întâmplă nimic. Liberul arbitru e valabil pentru toată lumea. Nu știu, la un moment dat te gândești cum să abordezi generația asta, pentru că generația asta nu are nicio legătură cu cum eram noi, de exemplu, la vârsta lui. Dacă ne spunea mama și tata, nu ai voie, păi nu ai voie, rămânea. Din păcate, generația, tipul ăsta de abordare la generația asta nu funcționează. Așa că cred că cel mai util ar fi ca ei să fie informați. Să fie informați despre tot ce presupune consumul de droguri. Dar apropo de informare, știi cumva dacă în școli au început astfel de campanii, în licee? Adică... Știu că la un moment dat, înainte de pandemie, nu știu dacă și în pandemie, pentru că e chestia asta cu restricțiile, existau campanii de informare, cu spune nu drogurilor sau alcoolului sau lucruri de genul acesta. Știu că au existat la un moment dat. Inclusiv colegi de-ai mei, psihiatrii, mergeau la școală și povesteau elevilor despre
tipul ăsta de probleme. Dar stau așa și mă gândesc, dacă aș fi în rolul de adolescent și cineva îmi promite că dacă iau o anumită substanță, voi avea nu știu ce senzații, voi fi în al nouălea cer, voi fi fericită, oricâtă campanie s-ar face în jurul ei, dacă cineva îmi promite că starea mea va fi wow, aș zice ok, aș vrea să încerc. Totuși, cum facem? Pentru că mă gândesc că în același timp există și această atracție. Cum facem, nu știu, noi ca părinți sau ca profesori, ca totuși să ne influențăm copiii? Nu știu, cred că nu există o rețetă ideală. E foarte bună întrebarea. Nu există o rețetă ideală. În momentul ăla adolescenței, tot ce-ți bară se mănâncă. Uh-huh. Și ce interzise și mai atractiv. Nu știu, eu ți-aș răspunde ca mamă cum aș proceda față de copilul meu. Mă rog, copilul meu este foarte mic, dar totuși face parte din generația asta care e deschis la tot ce înseamnă tehnologie, acces la informații și foarte greu se poate controla lucrul ăsta. Cred că e bine să existe o persoană investită emoțional de adolescent, de copil, de adult, care să-i ofere toate informațiile despre asta. Adică eu i-aș povesti copilului meu, băi mamă, uite, dacă fumezi marihuana, poți să simți asta, 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 dar pe termen lung poți să ajungi aici. Și să-i povestesc, aici e avantajul meu personal, din experiențele mele cu, nu neapărat pacienți, și cu apropiați. Dacă tragi cocaină, se poate întâmpla asta, asta, asta. Da, o să te simți bine pe moment, dar pe termen lung efectele pot fi astea. Acum, ne dorim să funcționeze. Hai să vedem, uite că ai menționat marihuana. Ce înseamnă pe termen lung? Acum este, trebuie să recunoaștem, o adevărată modă. Adică numai eu cunosc câteva exemple în care și părintele și copilul, bine, copilul având 20 ceva de ani. Dar care sunt efectele pe termen lung? Acum aș vrea să-ți precizez un lucru înainte să-ți răspund la întrebare. Există mai multe tipuri, în ghilimele, de marihuana. Există acea marihuana pe care o cunoaștem cu toții, dar din păcate pe piața românească de droguri a intrat o marihuana, așa numită marihuana stropită, îi se spune. Adică băieții ăștia, dealerii, ca să le meargă business-ul mai bine, pentru că pe ei este un business până la urmă, amestecă cu etnobotanice. Și atunci efectele sunt mai dezastruoase, respectiv pot genera tot felul de episoade, de tip, nu știu, anxietate, depresie, inclusiv episoade psihotice. Adică se pierde contact cu realitatea, pot auzi voci, pot avea viziuni, pot avea senzația că sunt urmăriți, nu știu, că cineva vrea să le facă rău. Combinația asta de marihuana cu aceste etnobotanice, care nu știe nimeni exact ce conțin, dar se pare că sunt super chimice, produc niște efecte devastatoare asupra creierului. Și nu le produc imediat ce fumez, ci cam la cât timp pot să producă? Acestea pe termen lung asupra creierului, nu știu, la un consum zilnic, o perioadă de luni, deja poate să apară efectele. Deci în câteva luni chiar se vede. Deci nu vorbim de ani, ci chiar imediat în câteva luni pot să aibă experiențe atât de neplăcute. Da, la marihuana, să zicem, pură, simplă, efectele se văd în ani, dar vorbesc încă o dată. Contează foarte mult tipul de consum, dacă este zilnic, dacă este ocazional, cantitatea. Și mai contează ceva, persoana. Pentru că nu seamănă un om cu altul. Și creierul stabil, meu nu stabil seamănă... emoțională este persoana, da. Da, da, da. Deci aici vulnerabilitatea fiecăruia. Adică am întâlnit situații în care îmi spuneau, da, toți colegii mei fumează, n-au nimic. Mie de ce mi s-a întâmplat? Pentru că nu știm. Nu știm niciodată ce vulnerabilitate ascundem și în momentul în care o stimulăm, în ghilimele, cu consum de droguri, se poate ajunge inclusiv la boli psihice. Nu la episoade, la boli psihice adevărat. Am întâlnit de foarte multe ori lucrul ăsta. Deci este reversibil sau irreversibil odată ce apar astfel de simptome? Cu tratament se poate ajunge la remitere totală, dar mă refer la cele de acut, deci imediat după consum. Odată ajuns la cele care apar pe termen lung, care afectează arhitectura creierului, respectiv așa numitul, termenul specific este prăjeală. Așa, adică se pierd neuroni. Intervine o atrofie atât de precoce, care în timp nu știm unde poate ajunge, inclusiv la o demență, la vârste foarte fragede. Adică capacitatea cognitivă a persoanei respective este afectată. Mulți vin și spun, nu mă mai pot concentra. Și de aici îți dai seama că lucrul ăsta nu-l mai putem întoarce.
din păcate. Deci, practic, la nivel cerebral chiar se observă degradarea neuronală la persoanele care consumă chiar marihuana, unde cumva se transmite în spațiu public acest mesaj că marihuana nu ar fi atât de gravă, că ea poate să fie folosită și în scop terapeutic. Dar problema pe care tocmai am menționat-o, una dintre ele, este că nu știi ce combină și până la urmă contează foarte mult cât de des folosesc. Ce înseamnă ocazional? Așa din perspectiva voastră a medicilor. Nu știu, fiecare își stabilește ocazionalul lui. Habar n-am. Unii consumă la o petrecere, cât de frecvent te duci la o petrecere? Odată la pe lună sau odată la două luni. Uh-huh. Alții consumă la o întâlnire cu prietenii sâmbătă seara. Eu o să fiu un pic mai drastică. Eu nu sunt de acord cu niciun tip de consum. Am văzut drame cu ochișorii mei la copii din familii bune, copii cu un intelect peste limită. Și am văzut drame. Adică în ceea ce privește drogurile, pentru mine, repet, chiar eu pe părere personală aici, bazată pe experiență, puțin drog cu mult drog e la fel de nociv. Poți să ne dai niște exemple, bine, fără nume, unde se poate ajunge, chiar legat de consumul de marihuana, ce ai văzut tu cu ochișorii tăi? Mi-aduc aminte de o chestie care e mai mult personală decât, nu știu, profesională. O cunoștință foarte bună, un tip foarte deștept, care în tinerețe și-a făcut un pic de cap, ca să folosesc așa niște termeni mai puțin academici. Și marihuana, și niște pasteluțe de psihiatrie, un pic de LSD, ce se consumă la nivelul ăsta, la nivelul intelectualilor, cam astea sunt drogurile. Și a ajuns la un moment dat, la o vârstă, nu știu, peste 30 de ani, când a descoperit, asta mi se pare dramatic, când a descoperit un talent foarte mare pentru pokerul sportiv, din care putea să facă performanță. Și știu că a venit la mine și mi-a zis: Elena, te rog frumos, ajută-mă, dă-mi ceva, pentru că nu mă mai ajută creierul. E păcat, sunt talentat, dar simt la un moment dat că îmi scade capacitatea de concentrare foarte mult. Ok. Deci eu le spun pacienților, tineri mai ales, cei care au 19-20 de ani, mă rog, chiar și până în 30, nu știi când ai nevoie de creierul tău, așa că nu-ți bate joc de el acum. Nu știi ce îți oferă viața ca ocazie și ai nevoie să funcționezi la capacitate maximă și o tâmpenie până la urmă sau un teribilism din adolescență, din, nu știu, din tinerețe, poate să strice toate planurile. Dar totuși nevoia asta de a consuma vine și pe un fond în care pe moment îți oferă foarte multă plăcere. Care este combinația pe care o faceți, cocktailul pe care o faceți voi, medicii psihiatri, împreună cu psihoterapeutul, astfel încât, da, că tu, dacă îndepărtezi plăcerea, e nevoie să o înlocuiești cu ceva. Mă gândesc așa, cum îi ajutați astfel încât, ok, da, nu e bine, n-ar trebui, whatever, studii și așa mai departe, vedem până la urmă și la pachetele de țigări, la ce efecte putem să ajungem și nu se stopează. Dar cu ce înlocuim? Ce facem? Mă rog, acum cumva o să încerc un pic să standardizez tipul de ajutor pe care îl oferim noi, psihiatrii, împreună cu echipa terapeutică. Echipa terapeutică incluzând și psihoterapeutul, psihologul, care consider eu, mai ales în problematica adicțiilor, că este esențială și nu numai. Sunt mai multe etape. Da, omul se prezintă la tine, îți spune că are o problemă, da, de consum de orice substanță, da. Trebuie să stabilești în primul rând dacă tipul de consum este de tip dependență sau uz nociv, da? Să vezi diferența. Și în funcție, prima dată tratăm sevrajul, da? Dacă există sevraj la substanța respectivă, de exemplu la alcool, sevrajul din punct de vedere fizic afectează destul de sever. Ca să poți după aia să stai de vorbă cu persoana și să vezi ce în spatele consumului, prima dată trebuie să-l echilibrezi fizic. E valabil și la heroină și la cocaină, mai puțin la marihuana, unde sevrajul e mai mult psihic decât fizic. Ok, după ce am echilibrat cumva lucrul ăsta, stăm de vorbă cu persoana și încercăm să identificăm ce este în spatele consumului. Eu mereu întreb, nu știu, persoanele, dau un exemplu, știu că vorbim de droguri, dar până la urmă și alcoolul e... Da, tot în zona adicțiilor. Așa, okay. Întreb, nu vreau să fiu așa judging, dar de ce beți? Beți că vă place,
beți că vă ajută să vă simțiți mai puternic, mai puțin trist, vă ajută să dormiți. E o întrebare destul de simplă, dar care dă foarte multe răspunsuri și așa îți dai seama ce e în spate. Și atunci poți trata, din punct de vedere medicamentos, apropo de plăcere, ce e în spate. Toate astea coroborate cu partea de psihoterapie. Ele întotdeauna merg împreună sau sunt cazuri în care e nevoie doar de partea de psihoterapie sau doar de partea de psihiatrie? Și poate ar fi bine să punctăm destul de bine care e diferența între una și alta, pentru că am văzut că foarte mulți oameni confundă termeni, inclusiv psiholog, psihoterapeut și psihiatru. Wow. Da. Deci unde este intervenția, ca să ne raportăm la zona de adicție, până unde este intervenția psihiatrului, până unde este intervenția psihoterapeutului și mai este psihologul clinician, bănuiesc aici, integrat în povestea asta. Da. Psihiatrul este medicul. Da? Eu așa, când mă întreabă lumea care e diferența între psiholog și psihiatru, psihiatrul e medicul, e ăla care poate să-ți dea pastile, ca să zic așa. Deci cumva psihiatrul este primul cumva în toată lupta asta, care face o evaluare complexă a persoanei cu pricina, din punct de vedere fizic, dar și din punct de vedere psihic. Și acolo unde este cazul, ca să-ți răspund și la prima întrebare, intervine medicamentos sau nu? Au fost situații, indiferent de afecțiune, chiar și în adicție, acolo unde lucrurile sunt mai soft, în care partea de medicație nu este necesară. Și atunci recomanzi persoanei cu pricina să meargă la psihoterapeut. Okay. Da? Psihoterapeutul este cumva prin, sunt mai multe tipuri de formări și de abordări prin care pacientul stă de vorbă, identifică, nu știu, cauzele consumului, paternurile de comportament și cumva împreună cu psihoterapeutul încearcă să le rezolve. Și noi, ca psihiatri, putem să facem consiliere psihiatrică. Deci și noi putem ajuta pe partea asta. Dar cea făcută de psihoterapeut este de mai lungă durată și mult mai profundă. Okay. Bun, vorbeai despre acest sevraj fizic. Toate drogurile dau sevraj fizic? Nu. Nu. De exemplu, marihuana, nu prea am întâlnit sevraj fizic la marihuana. Cel mai spectaculos sevraj fizic îl dă heroina. Da. Cum se manifestă? Asta ca să știe toată lumea. Cum e sevrajul la heroină și după aceea și la alcool? Că sunt poate... Sevrajul la heroină este cu neliniște foarte mare, cu dureri osoase și musculare foarte, foarte importante. Poate să fie cu greață, cu vărsături. Un semn foarte specific este piloerecția, adică li se face pielea de găină. Dar ce îi supără cel mai tare practic sunt durerile de mușchi și de oase. Deci ei descriu ca și cum e ceva în interior și le mănâncă din oase. La cât timp apare sevrajul? Adică după ce perioadă de folosire? Și dacă stopezi, la câte zile sau 24 de ore, după cât timp? Deci cât ar trebui să consum heroină, ca după aceea să ajungi în sevrajul fizic? O doză. O singură doză? Da. Din păcate, de dependență la prima doză. La prima doză am uitat să precizez faptul că apare și rinorea, că tot este un termen actual, poate să apară și rinorea. La prima doză sevrajul nu este spectaculos. Doar așa, apare o ușoară neliniște în corp, o dorință, parcă lipsește ceva, și rinorea. Ca să-ți răspund la cât timp, depinde de cantitatea de consum, deci de tipul de consumator. Dacă este un consumator zilnic de 3, 4, 5, 6, 7 bile pe zi, sevrajul apare în 24 de ore. Dacă cantitatea este mai mică de drog, poate să apară un pic mai târziu, dar standardul este aproximativ de 24 de ore. Ok. La voi, medicii psihiatri ajung dependenții de heroină pentru că vor ei sau pentru că sunt aduși de către familie? La spitalul în care lucrez eu, la Spitalul Clinic Alexandru Obregea, sunt două secții destinate special pentru consumatorii de droguri și de alcool, una pentru persoane de sex masculin și una pentru fete. Ajung în mai multe situații. Ajung pentru că ei își doresc, aceea este situația ideală, și ajung cumva aduși de familie. Sau ajung în momentul în care se asociază o tulburare psihică
care îi pune în pericol, da, pe ei sau pe cei din jur cu sevrajul respectiv, și atunci sunt aduși împotriva voinței, pentru că la psihiatrie există și acest tip de internare, internarea împotriva voinței. Că sunt aduși de poliție, da, e dramă. Păi, și care mai este rata de succes apropo de tratament, dacă ei sunt aduși împotriva dorinței și voinței lor? Că noi știm din psihoterapie că e important primul și primul moment să își dorească omul. Mă înțeles, dacă el este într-o situație în care, nu știu... Se pune pe el în pericol și pune și pe ceilalți, da. Da, întâi trebuie să ajuți cumva să rezolvi problema asta de agitație extremă sau de delir sau de, habar n-am, orice, gândăcei, broscuțe pe jos care îl sperie foarte tare. Și apoi, când lucrurile astea se liniștesc, poți discuta despre motivația lui de a se lăsa. Contează foarte mult, părerea mea, că dacă tot am ajuns aici, să discuți cu pacientul, cu clientul respectiv, da, psihoterapeut, care este motivația. Ca să-ți dai seama dacă este una reală. Ok, cam, nu știu dacă ai văzut așa o rată de succes în rândul celor care zic da, vreau eu să mă tratez, sau sunt aduși împotriva voinței lor. Cam care e rata de succes? La unii și care la alții? Nu știu, n-am stat să calculez neapărat. Fascinația psihiatriei, psihologiei, este faptul că nu seamănă un caz cu altul. Standardizările sunt bune, că ne trebuie și nouă să avem niște standardizări, dar cred că depinde de la o persoană la alta. Adică au fost surprize din partea unor persoane cărora nu, poate nu le dădeam nicio șansă, care au avut o abstinență de foarte mulți ani, indiferent de substanța respectivă, și persoane care au venit cu inima deschisă, eu vreau să stau, vreau să fac tratament, vreau să fac psihoterapie, vreau să particip la grupurile de sprijin, și după 24 de ore și-au cerut ieșirea la cerere. Adică... Cam după cât timp vin ei la voi? După cât timp de consum? După un an, doi, câteva luni? Cred că vine în momentul în care le ajunge cumva cuțitul la os. Sau în momentul în care familiile își dau seama că lucrurile au scăpat de sub control. Vorbeam și de alcool. La alcool cum se manifestă sevrajul fizic? Există două tipuri de sevraj. Sevrajul simplu sau necomplicat și sevrajul complicat. De obicei, cel simplu este cu, tot așa, cu neliniște, transpirații, crește tensiunea, crește pulsul, tremor la nivelul mâinilor. Și aici poate să fie greață, vărsături. Sevrajul complicat, care este o urgență medicală, care poate pune viața în pericol, e complicat pentru că poate să apară halucinațiile, confuzia. E specific pentru sevrajul alcool să vadă, asta spuneam mai devreme, gândăcei, șobolani, lucruri care pot fi foarte, pentru pacient, îngrozitor, vă dați seama. Ok. Deci o recomandare ar putea să fie aceea de a atrage atenția familiilor, că atunci când omul ia pe arătură să îi spună că există și soluții, cum ar fi medicul psihiatru. Okay. Iar dacă nu și nu, atunci inclusiv există internarea forțată. Sau internarea împotriva voinței, sau non-voluntar, așa se numește ea, unde există, repet, în spital, există spitalul unde lucrez eu, există două secții care cu asta se ocupă, echipele terapeutice sunt axate pe tipul ăsta de patologie, cumva sunt la curent cu toate trendurile în tratament și în abordare, suntem în legătură cu mai multe comunități terapeutice, unde există și acest tratament post-cură, adică după perioada de spitalizare, pot continua tratamentul și într-o zonă din asta de post-cură, grupuri. Știu că sunt grupurile alcoolicilor anonim, nu? Da. Sunt valabile și pentru cei dependenți de droguri? Alcoolicii anonimi se pretează doar pentru cei consumatori de droguri, dar există în România... De alcool, da. Da, scuze, de alcool, dar există în România fundații care au dezvoltat grupuri și pentru grupuri pentru dependenții de droguri. Exact. Există centre unde pot continua tratamentul. Ok. Am auzit la un moment dat că cocaina nu dă dependență. Să discutăm un pic și despre acest lucru. Și ce înseamnă ca ceva să-ți dea dependență și să nu-ți dea dependență? Dacă se referă doar la sevrajul fizic, dacă se referă și la sevrajul emoțional, haideți să discutăm un pic pe tema aceasta. Da, cocaina dă dependență.
Da. Okay. Dependență de obicei egal sevraj este unul dintre criteriile pentru care punem diagnosticul de dependență, apariția sevrajului, în momentul în care stopezi consumul de substanță, substanța respectivă. Dependența înseamnă că doza respectivă, mă rog, consumul este zilnic și doza respectivă este crescută treptat pentru a atinge plăcerea pe care o simțeau la prima doză. Adică azi, mă rog, e suficient o liniuță, dar în 3 zile deja o liniuță nu-ți mai produce atâta plăcere și simți nevoia să tragi două. Ok. Sevrajul la cocaină este cu o stare de depresie cruntă și cu o stare de nervozitate cruntă. Deci la cocaină, din punctul meu de vedere, sevrajul psihic este mai puternic decât cel fizic. Și din păcate consumul de cocaină este extrem de periculos pentru că poate produce afecțiuni cardiovasculare, inclusiv poate inima să facă bum și acolo s-a oprit. Înțeleg că acum există un alt trend cu un nou drog care se numește zombie drug și vreau să ne spui un pic despre el și ce se întâmplă în corp și ce se întâmplă din punct de vedere psihic. Zombie drug este un drog de sinteză. E un drog foarte simpatic, foarte simpatic în ghilimele, sunt ironică, făcut în laborator. Din păcate, drogurile făcute în laborator sunt cele mai periculoase pentru că sunt un amestec de tot felul de substanțe care nici noi nu știm exact ce efecte produc asupra creierului. Ca și efect psihic, dau niște episoade psihotice. Adică, când spun episod psihotic, spun o stare în care omul pierde contactul cu realitatea, orice ar însemna lucrul ăsta. În care mișcările devin necontrolate. Deci au un comportament care seamănă, de-aia spun zombie drug, seamănă cu personajele acelea cu zombie din filme. Deci devin așa, un fel de zombie umblător prin societate. Iar efectele sunt dezastruoase asupra creierului. Foarte greu. Foarte greu își revin din stări de genul ăsta. Știu că am avut un caz în gardă, în camera de gardă, când eram de gardă, am văzut un domn care ulterior am aflat că luase zombie drug, era extrem, extrem de agitat. Pulsul îi crescuse foarte tare, exista pericolul să pățească ceva și la inimă. Și foarte, foarte greu s-a liniștit și avea senzația că are sârme, îi umblă sârme prin vasele de sânge. Și și-a revenit? La un moment dat, da. Dar greu. Și mai vrut să mai continue cu acest drog? Nu știm ce s-a mai întâmplat după aia, că s-a externat și cumva... Ok. Știu că pe mine m-a impresionat ca medic de gardă, pentru că era pentru prima dată când vedeam așa ceva. De-abia intrase zombie drug în România. Și cumva din manifestările pe care le citisem pe net ne-am dat seama de lucrul ăsta și ulterior a recunoscut și el că a consumat niște cristale roz. Uh-huh. Asta e semnul, cumva, că așa arată. Okay. Da. Sunt curioasă, mai ales că am văzut că inclusiv în rândul corporatiștilor există trendul ăsta ori să bei alcool în fiecare seară. Mai e valabilă definiția aceea că dacă timp de 30 de zile bei alcool în fiecare seară un pahar de vin, parcă era, intri la categoria de alcoolic? Mai este valabilă? Nu cred că putem să ne ducem chiar așa, nu? Da, ideea este alcoolic de fapt egal cu dependent de alcool și am explicat cumva înainte că okay, nu rămâi la un pahar. Ok, deci vrei mai mult și atunci înseamnă că bun. Deci am observat consumul de marihuana, alcoolul, mai ales în perioada asta de pandemie. Există anumite semne pe care noi, ca să zicem, ca manager, le putem urmări că oamenii aceștia devin dependenți, nu știu, inclusiv din punct de vedere fizic. Ce se întâmplă după ce fumezi marihuana, se dilată pupilele, ce putem să remarcăm fizic la ceilalți? Acum depinde și cât a trecut de la consumul de substanța respectivă, dar e clar că fizicul se schimbă cu totul și comportamentul se schimbă cu totul. Adică nu e greu să-ți dai seama, oricât de abil ar fi angajatul să-și ascundă toate lucrurile astea, câteva semne există, pentru că
devine, există tendința la retragere socială. Capacitatea de concentrare scade, el devine mult mai evitant, mai încercănat, se concentrează mai puțin, pupile dilatate în funcție de tipul de drog, îi scade cheful de viață, îi scade pofta de mâncare, slăbește. Deci toate lucrurile astea, dacă nu sunt justificate de o afecțiune fizică, ar putea să ridice semne de întrebare. Dar părerea mea că cel mai sugestiv este modificarea comportamentului. Dar alcoolul duce și el către depresie? Consumul de alcool cu efectele lui, da, poate să ducă către depresie. Okay. Deja când omul vede că nu mai poate controla și că devine cumva sclavul viciului său, poate să apară un episod depresiv secundar consumului de alcool. Sau poate să fie și invers. Întâi să fie depresia și omul să recurgă la alcool, care e senzația că îl ajută să treacă mai ușor, ceea ce este o capcană. Sunt curioasă acum despre drogurile acestea despre care am discutat. Cel legat de marihuana, legat de cocaină, legat de heroină, zombie drug. Care este rata de succes totuși cu el? Adică, there is hope, avem speranțe că putem să ne revenim după consum. Înțeleg că contează foarte mult și de cât timp consumă, cât de des a făcut acest lucru, dar așa ca și părinte mă gândesc, știi? Întotdeauna există speranță. Adică, nu știu, altfel, cumva ce fac eu sau ce fac colegii mei, psihoterapeuți, psihologi, ar fi în van. Întotdeauna există speranță. Adică eu tot timpul am zis că trebuie să luptăm până la capăt, până am eliminat toate variantele de lucru. Uh-huh. De exemplu, nu știu, dacă am o pacientă dependentă de heroină care vine la mine, facem un tratament, după care recidivează și ea recidivează de fiecare dată, încercăm cumva împreună, că asta o stabilește împreună cu pacientul, să schimbăm cumva strategia. Să vedem, bun, uite, asta n-am încercat-o. Uite, n-ai fost în comunitate terapeutică, mergi în comunitate terapeutică. Sau uite, încercăm tratament de substituție de data asta. Adică sunt tot felul de variante. Am o curiozitate. S-a făcut vreun studiu oare care este efectul drogurilor? Dacă eu sunt femeie, da, și bărbat, am 30 de ani, am consumat până la 25 de ani, acum poate nu într-o cantitate mare. Există după aceea efecte? La 30 ceva de ani rămân însărcinată. Există efect asupra fătului, chiar dacă a trecut o bună perioadă de timp? Nu am întâlnit situații de genul ăsta. Am întâlnit și situații fericite în care mămici dependente de heroină sau de metadon însărcinate au născut copilul bine sănătos, dar copilul în momentul în care se naște face sevraj și el și trebuie tratat. Wow. Da, de neonatolog. Deci îi face tratamentul cu, doze mai mici de morfină și dar am văzut copii extrem de sănătoși născuți din mame cu probleme cu droguri și droguri din acestea mai puternice. Da, e interesant, ar fi să-i vezi la 20 de ani, să vezi care sunt și efectele din punct de vedere emoțional, nu doar fizic. Ca părinte sau ca membru al familiei, ca partener de viață, în momentul în care remarc că partenerul sau copilul a luat o primă doză sau a doua doză, este important ca atunci să spun stop, acum trebuie să mergi la psihiatru sau, pentru că tendința ar fi lasă că o să treacă, lasă că o să depășească momentul ăsta. Care ar fi o recomandare pe care tu ai face-o membrilor familiei? Așa cum am zis și la început, dacă aș identifica lucrul ăsta, nu știu, la copilul meu, în primul rând aș vrea eu să am o discuție cu el, să vedem cum s-a întâmplat, în ce circunstanțe, ce l-a atras și așa. Și după care mi-aș asuma în totalitate rolul de mamă, chiar dacă sunt psihiatru. Și cumva, de comun acord cu el, i-aș propune să meargă să stea de vorbă cu un psihoterapeut. Uh-huh. Cred că asta ar fi o idee foarte bună atunci când avem un consum în stadiu incipient. Chiar dacă vorbim, de exemplu, de heroină, care spune că și de la prima doză dă sevrajul fizic? Dacă sunt simptome de sevraj, da, cum este heroina, atunci trebuie să meargă și la psihiatru. Trebuie să ajungă la psihiatru. Exact, exact. Dacă sunt lucruri care îl afectează fizic. Dacă vorbim, nu știu, a fost la o petrecere cu prietenii și a fumat un joint,
și vine și recunoaște lucrul ăsta sau descoperi lucrurile astea, cred că cel mai ok ar fi să nu fim foarte judging, pentru că riscăm o reacție paradoxală. Dar mama zice că nu-i bine, păi eu așa fac. Din păcate se întâmplă. Și atunci e bine, eu mereu am zis, copilul, cumva să încercăm să ne împrietenim cu copiii noștri, dar în același timp să știm să le punem și limite. Ca să nu găsească prietenii în niște medii foarte nocive. Mai există dependența de jocurile de noroc. Aici avem să vrea și fizic. Mai mult, nu știu, dacă poate așa o neliniște, o agitație, o stare de nervozitate. Care, pe de altă parte, mai mult mentală. Da, mai mult mentală. Mă, neliniștea, să zicem, că ar putea să se traducă și într-o neliniște, efectiv, să se miște dintr-o. Dar cel mai mult este la nivel psihic. Partea proastă cu dependența de jocuri de noroc este faptul că acolo unde se complică foarte ușor și repede cu tentative de suicid. Pentru că în momentul în care persoana respectivă realizează că a pierdut sume enorme, depresia bate la ușă și nu mai are soluții și în momentul ăla foarte mulți recurg, unii chiar reușesc din păcate la suicid. Dar pe ei bănuiesc că nu vin de bunăvoie la psihiatrie. Decât dacă, într-adevăr, poate ajung pe drumuri, dar dacă ajung pe drumuri... Mai vin și de bunăvoie sau mai împinși așa de familie, într-un fel, sau vin și spun, doamna doctor, am pierdut tot, vreau să fac ceva, nu mă pot abține, uitați, sunt deprimat, nu dorm noaptea, mă chinuie vinovăția. Și da, vin și de bunăvoie la psihiatru. Adică am mai avut cazurile, greu ajung cazurile de joc patologic de noroc la psihiatru, cel mai frecvent ajung la psihoterapeut. Adică noi tratăm efectele secundare ale jocului patologic de noroc, când se complică cu episoade depresive sau cu episoade anxioase. Dar partea efectiv de intervenție ține mai mult de psihoterapie. Da, am în vedere că nu este nici sevraj fizic acolo teoretic. Exact. Eu cunosc un caz și nu este deloc interesat să meargă la psihoterapie. Și atunci, dacă nu există nici partea asta de sevraj fizic realmente, nu are niciun fel de motivație, pentru că acolo își găsește plăcerea în joc. E foarte important și în domeniul psihiatriei și în domeniul psihologiei existența sau nu a insight-ului. Când spun insight, mă refer ca pacient, persoana cu pricina să aibă critică asupra aceea, să realizeze că îi se întâmplă ceva, că îi s-a schimbat comportamentul sau în cazul jocului patologic de noroc, că jocul nu mai este doar o plăcere din când în când, ce a ajuns să piardă sume foarte mari și să-i afecteze pe cei din jur. Sau în cazul consumatorului de heroină, faptul că a început să vândă clasicul vândut din casă pentru a-și face rost de bani pentru următoarea doză. Dar de cele mai multe ori, din păcate, din ce am remarcat eu, acum să spui și din experiența ta, familia îl poate susține până la un anumit punct de existență, adică ți fac de mâncare, ai basic-ul basic-ului. Și atunci când familia cumva protejează și când înțelege, aoleo, suferă săracul, are o problemă, tot ce pot să fac este să-i ofer acest minim suport, nu ajunge nici la acea depresie profundă care să-l ducă către suicid, atunci lucrurile băltesc într-o anumită zonă. Uite, de exemplu, știu că își consumă tot salariul, dar nici la acea depresie profundă care să-l ducă către suicid, atunci lucrurile băltesc într-o anumită zonă. Uite, de exemplu, știu că își consumă tot salariul, dar nu contribuie în casă. Da? Uh-huh. Atunci, nu există acea suferință. Da, normal, o să-l deranjeze că a pierdut întreaga sumă, dar nu va fi acea mobilizare, trebuie să fac ceva. Că în viața mea m-au părăsit poate toți. Uh-huh. Atunci mă întreb ce ar putea să facă familia în contextul ăsta, mai ales la dependența de jocurile de noroc. Păi, familia ar trebui să facă ceea ce probabil n-au făcut când trebuia, pentru că dependentul ajunge dependent pentru că n-a avut limite. Uh-huh. Și cumva e foarte important, am spus și mai devreme în diverse discuții, să punem limite atunci când trebuie. Dacă nu știm, că nimeni nu este părintele perfect până la urmă, să le punem atunci când ne dăm seama că există o problemă. Da?
limitele înseamnă nu îl lăsăm să-și, să continue să consume droguri, eventual îi dăm și bani de buzunar ca să facă asta, pentru că e băiatul meu și îl iubesc și nu pot să-l las să se piardă sau să se ducă să dea în cap pe stradă sau lucruri exact. De genul ăsta. Mm-hmm. Nu, dacă este copilul meu, îl iubesc, atunci trebuie să-l ajut și asta e o formă de ajutor. Adică inclusiv adusul, Doamne ferește, la psihiatrie, în regim non-voluntar, oricât de dramatic, și e dramatic pentru familie lucrul acesta, până la urmă, în spatele acestui moment, de fapt, îi faci un bine. Există un suport care este oferit și membrilor familiei ca parte a protocolului de tratare a dependențelor? Bineînțeles că discuțiile se poartă cu pacientul, cu familiile și discuțiile se pot purta cu toată lumea. Adică am făcut inclusiv intervenții de genul acesta, ca să vedem exact, că e foarte util pentru noi să vedem care este dinamica în familie, ca să înțelegem de unde a pornit totul. Că asta e farmecul psihiatrie și psihologie, nu există o cauză, există o multitudine de cauze care duc la situația respectivă. Poți să ne dai câteva exemple de câteva limite pe care le poate pune familia dependentului? Normal, o limită ar fi să nu mai consum, dar noi nu avem de unde să știm ce face când pleacă spre birou sau spre școală. Cred că limitele încep un pic din copilărie. Cred că acolo încep să se definească de fapt limitele. Da? Acolo când cumva nu-i dăm copilului ce vrea foarte repede. Da? Există tehnicile, le-am învățat și eu la grădiniță acum, cu recompensa să nu vină foarte repede, să învețe să aibă răbdare. Adică să-l rogi inclusiv pe copil să numere până la 10 sau până 20 și atunci să primească ceea ce și-a dorit. Asta, scuze-mă, începe din când îl alăptezi. Dacă imediat ce a început copilul să plângă, tu ești acolo, hai să-i dai, atunci asta este primul pas. N-ai aștepți un pic să-i creezi un pic de frustrare, că nu suferă. Da, exact. Trebuie să învățăm pe copiii noștri toleranța la frustrare, inclusiv cu afirmații de genul, nu întotdeauna obținem ceea ce vrem. E minunat când obținem, dar nu reușim să obținem ceea ce vrem. Deci de acolo cred că începe totul. Iar în momentul în care ajungem în situația, Doamne ferește, de consum, atunci, nu știu, cred că fiecare familie ar trebui să-și găsească propriile ei reguli. Adică, ok, din momentul ăsta, ai voie de aici până aici, ăștia sunt bănuții tăi de buzunar, habar n-am, o chestie de genul acesta. Uh-huh. Da? Responsabilizarea în casă e importantă ca și limită? Bineînțeles. Uh-huh. Bineînțeles, pentru că orice responsabilizare, nu hiperresponsabilizarea, că și aia e cu capcane, că o să ajungă ca adult să îi se pare că el răspunde pentru tot și că e răspunderea lui tot. Nu. Da, întotdeauna trebuie implicat în orice activitate din casă, ca orice membru al familiei. Adică nu stă copilul și să joacă pe telefon și toată lumea robotește și lumea se învârte în jurul lui. Nu. Poate să se joace pe telefon, după care să-și facă habar n-am curățenie la el în cameră, după care... Așa cresc adulții armonioși. Mă rog, cât se poate de armonioși. În lumea în care trăim. Exact. Dar totuși, nu mi-am făcut treaba la timp. Și copilul meu acum are 20 de ani. A început să consume droguri. Nu mai stăm acum să dăm un nume de drog. Care sunt limitele pe care le punem din momentul ăsta? Greu de zis. Habar n-am. Limitarea accesului la finanțe, cumva trebuie stimulată chestia asta cu mersul la psihoterapeut, la psihiatru, pentru că acolo va primi un ajutor și eventual inclusiv părintele ar putea să meargă și el într-o psihoterapie ca să învețe să gestioneze situația cu pricina. Adică cumva, decât să ajungem în situații de genul închis ușa sau legat copilul de calorifer, am mai auzit și chestia asta, pe cuvânt. Așa, copilul, mă rog, 20 și ceva de ani. Da, e copilul, Doamne, cu pricina. Așa, cred că fiecare ar trebui să caute ajutorul specialistului, că sunt o grămadă de specialiști foarte buni în România, așa, ca să aducă toate informațiile de acolo, astfel încât să încerce să rezolve problema. Și mai ales că, de cele mai multe ori, părintele trăiește o mare învinovățire. Uh-huh. De multe ori pot să spună, din cauza mea a ajuns unde a ajuns copilul și atunci și pe sentimentul ăsta de învinovățire e posibil să, prin micile acțiuni pe care le face, să-l încurajeze tot să consume. Că tocmai că empatizez prea mult cu el, cu stările lui,
Și atunci poate nu iau cel mai bune decizii în ceea ce îl privește. Îți mulțumesc tare mult, Elena, pentru prezența din această emisiune. Mulțumesc și eu pentru invitație. Vă mulțumesc și vouă tuturor celor care ne-ați urmărit. Vă așteptăm să răsfăiți revista Psihologie, unde vă așteaptă o sumedenie de articole interesante. Pe curând!